de aici pentru prezența de astăzi și cu scuze pentru întârzierea noastră. Vă mulțumesc tuturor celor care ați făcut efortul să rămâneți după pelerinaj și la această slujbă, pentru că nu este o slujbă obișnuită cum făceam în fiecare an. Noi de 10 ani ne întâlnim aici. Asta este a 10-a oară când venim în ultima sâmbătă de octombrie să ne amintim de cei care la 31 octombrie 1953, la orele 23, aici, dincolo de aceste sârme ghimpate, unde jos coboară zidul de execuții care se păstrează și care poartă încă în el, eu am fost acolo, poartă încă gloanțe în el, și urme de gloanțe, dar și gloanțe înfipte în el, au fost executați, au fost secerate viețile tinere. Aveau în jur de 30 de ani, unii erau chiar mult mai tineri, erau și unii de care avea depășit vârsta de 20-22 de ani. Acești 13 martiri reprezintă una dintre nenumăratele tragedii ale poporului român din perioada 1944-1964 și până în 89, dar în special în perioada aceea. Suntem țara cu cea mai îndelungată și cea mai amplă rezistență armată anticomunistă din fostul lagăr socialist și cu toate acestea, și suntem una din cele trei țări, alături de Albania și Ucraina, în care structurile militare ale Statelor Unite ale Americii au lansat parașutiști, bineînțeles români, pentru a încuraja rezistența anticomunistă în acei ani în care se punea intens problema reînceperii unui nou război între blocul occidental și Uniunea Sovietică. Din păcate, calculele cercurilor politice din Occident au precumpănit balanța într-o altă direcție, iar acești oameni, ca și cei care s-au urcat cu armele în munți, au rămas aici pe cont propriu și vreau să vă spun că acești oameni au venit toți de bună voie și au venit fiind perfect conștienți de misiunea aproape imposibilă, cu șanse minime de reușită, către care veneau. Cei mai mulți dintre ei reușiseră să își facă cariere în Occident, așa cum era doctorul Golea, așa cum era Samoilă, care deja lucra la o mare companie și aveau toți în față, unii deja și întemeiază familii în Occident, aveau în față un viitor tihnit, liniștit, în libertatea și în luciul, strălucirea tihnită a Occidentului. Și cu toate acestea, atunci când s-a pus problema tot mai acut a începerii unui război, ei au preferat să plece către țară, lăsând acolo și carieră, și tihnă, și unii dintre ei, cum v-am spus, și familii și copii, și au sfârșit așa cum știți că au sfârșit. Din cunoștințele noastre, unul singur a reușit să se mai întoarcă pe jos, pe filierele din Ungaria și Iugoslavia, și a ajuns din nou în Austria și a trăit până după 1990. Este vorba de Ilie Rada. Capitanul Sabin Mare și alții ca el au murit în luptă cu securitatea, iar ceilalți au fost prinși, 7 dintre ei fiind împușcați în acea noapte de octombrie aici, iar alături de ei au fost împușcați alți 6 dintre cei care îi susținuseră, pentru că acești oameni n-au venit aici ca niște străini. Ei au avut rețele întregi care i-au susținut și vreau să vă spun că alte peste 300 de persoane au fost condamnate la pedepse grele de închisoare, mulți dintre ei murind aici, în închisoarea Jilava, în același lot al parașutiștilor. Ce au vrut acești oameni? Pentru ce au renunțat ei la o viață tihnită? Pentru ce au renunțat la tot ceea ce aveau, până la urmă, viața lor, și s-au pus și și-au pus sufletul lor pentru sufletul națiunii? Este o întrebare la care ar trebui să reflectăm. Și este o întrebare la care ar trebui să reflecte cei care astăzi, aflați în diferite funcții de decizie, la toate nivelurile statului român,
la 30 de ani de la oficiala căderea comunismului și la atâția ani de când suntem țară membră NATO, continuă să mențină sub tăcere în jurul unui zid de tăcere, de ură și de mișelie faptele eroice ale acestor oameni. Nu știm unde sunt înmormântați. Le mulțumim părinților și mulțumim Sfintei Arhiepiscopii a Bucureștilor, îi mulțumesc Elenei Sechila și părintelui Gheorghe de la Parhon că au venit cu această propunere, pentru că se pare că cel puțin la majoritatea dintre ei i s-au făcut parastase, dar familiile nu le-au făcut și slujbă de înmormântare. Și poate că astăzi se săvârșește prin slujba dumneavoastră o dezlegare și pentru aceste suflete ale căror rămășițe pământești nu știm unde sunt. Sunt undeva pe aici. Din ceea ce mi-a spus domnul Marius Oprea, a văzut o schiță vagă undeva în document, în arhivele securității și undeva în zona aceasta trebuie să fie amplasat un cimitir al celor care erau executați sau care mureau aici. Știți că erau îngropați noaptea, fără cruce, fără niciun semn, nici măcar cu hainele pe ei. Am făcut încă din 2014 demersuri oficiale către Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului pentru ca să ne ajute să începem investigații serioase aici, fiindcă ei sunt singurii abilitați în România să putem să-i găsim. Dar, din păcate, Institutul, cu toată buna voința conducerii sale, nu poate să facă față, fiindcă ați văzut în fiecare an sunt campanii de deshumare de deținuți la Târgu Ocna, la Aiud, la Periprava, în munți pe unde au fost îngropați partizani executați de securitate și, din păcate, fondurile, bugetul pe care statul român îl alocă pentru așa ceva este infim. Dar noi avem împăcarea că, făcându-ne datoria, în ciuda cenzurii la care acești oameni și memoria lor este în continuare supusă, vom putem menține atât cât se poate vie amintirea lor și amintirea lor este și să facem în așa fel încât discursul lor pe care l-au adresat atunci țării prin suprema lor jertfă să nu se fi terminat atunci când viața le-a fost secerată de gloanțe. Vă îndemn și anul acesta ca în fiecare an, ca în noaptea de 31 octombrie, în jurul orelor 23, conform procesului verbal de execuție, de la execuția lor, să aprindeți în casele voastre fiecare câte o candelă sau o lumânare și să spuneți o rugăciune pentru numele celor care au venit parașutați pe calea aerului, ca niște îngeri speranței pentru un popor care era înrobit. Și pilda lor, pilda sacrificiului lor să fie aceea, mai ales către voi mă adresez, copiii tineri, elevii de liceu care sunteți prezenți aici, să vă gândiți că libertatea de care voi beneficiați astăzi a fost răscumpărată cu mult sânge de oameni, sânge de oameni nevinovați, că prețul libertății voastre a fost prea mare și de aceea să vă gândiți întotdeauna să vă folosiți libertatea așa cum se cuvine și să nu o irosiți. Să știți întotdeauna să vă apărați, dar mai ales să știți care este adevărata libertate, pentru că nu există altă libertate decât în Hristos și în spiritul valorilor acestui neam care de 2000 și ceva de ani nu a încetat să dea jertfe și sacrificii. Vă mulțumesc. Rog să spună câteva cuvinte pe doamna Zoe Rădulescu, fica luptătorului anticomunist Gogu Puiu, căzut în luptă cu securitatea în 1949, ea însă și născută în temniță, și apoi îl rog pe maestrul Dan Puric să spună câteva vorbe.